Bun găsit tuturor la horoscopul avertismentelor săptămânii 13-19 martie. Așa de tare săptămâna asta că nu mi se deschidea tableta, dar am reușit să-i dăm de cap. Și, în primul rând, vă rog să aveți grijă că este o săptămână ultra-karmică. Și când sunt săptămâni karmice, înseamnă că trecutul dă năvală peste noi. Și vă recomand, nu uitați că există și horoscopul ultra-detaliat al lunii martie pe bilete.ro sau scriindu-ne pe adresa contact@alexandracoman.ro, îl puteți achiziționa, unde aveți foarte multe informații despre ce se întâmplă în luna martie. Și e bine să știți din mai multe părți de unde vin încercările și în horoscopul respectiv am și wallpaper-e cu datele când e bine să faci ceva și când nu e bine să faci ceva în funcție de zodia, ascendentul și luna ta natală. Deci sunt date personalizate pe zodii. Pentru că săptămâna asta cam duduie la capitolul karmă. Cum ți-ai făcut treaba până acum? Cum te-ai responsabilizat? Cât de în serios ți-ai luat activitățile? Acestea vor fi întrebările la care va trebui să răspunzi în fața vieții în această săptămână. Să începem așadar avertismentele. Dar nu uitați că există și filmarea dedicată motivaționalului, lucrurilor bune care se întâmplă în această săptămână. Acum însă, avertismente să fie. Berbec, ascendentul pe berbec și cei care au luna natală în semnul berbecului. Într-o săptămână în care avem așa, Chiron în berbec, Jupiter în berbec, Venus în berbec, veți cam fi pe modul Speedy Gonzales. Și asta înseamnă că veți alerga foarte mult. Că alergi în firea berbecului. Dar că te consumi nervos, nu e în firea ta. Și ți-aș recomanda să nu iei decizii financiare din frică sau la oboseală. Pentru că poate veni cineva și se spună, nu știu, uite, am găsit un tratament extraordinar care costă cât jumătate din mașina ta, cumpără-l că te asigur eu că îți va fi bine. Ei, nu te arunca la așa ceva fără să testezi în prealabil situația, fără să te asiguri că sunt chiar oneste cuvintele sale. Pentru că sunteți bine susținuți în anumite lucruri, veți vedea la motivațional pe ce, dar în același timp există riscul ca din oboseală, neatenție, plictiseală, să arunci cu, sau frică, să arunci cu banii în stânga și în dreapta și să-ți destabilizezi veniturile. Taur, ascendentul pe Taur și cei care au luna natală în semnul Taurului. În această săptămână, Taurul trebuie să, era să zic, înainte am filmat horoscopul motivațional. Și era să zic, și în această săptămână aveți noroc la, și ar fi fost, vă dați seama, la avertismente. Deci, în această săptămână, domnii și doamnele cu marcaj pe Taur, trebuie să fie atenți la săpături și sabotaje în serviciu și la rudele care o să vă jefuiască la drumul mare, și emoțional, și financiar, și oricât ați arunca pe ei, nu o să fie suficient. Deci pregătiți-vă, aș spune mai degrabă să fiți dezamăgit de nerecunoștința rudelor voastre, apropiaților, cărora le veți da și le veți da și îi veți ajuta foarte mult și parcă degeaba te stresezi. Este o săptămână în care trebuie să aveți grijă la, nu conflicte, cât mai degrabă atacuri mărșave în serviciu. Mai ales dacă vizezi o anumită funcție sau te afli într-o poziție de conducere. Gemeni,
ascendentul pe gemeni și cei care au luna natală în semnul gemenilor. În următoarele zile, trecutul vine peste voi. Ați trecut cu vederea o analiză de sănătate. Uite că acum începe să vă apară junghiul și durerea. Ați avut un conflict pe care l-ați lăsat în suspensie, pe modulul lasă să fie bine, ce nu omori, nu te lasă să trăiești și ai să simți asta din plin. Mai ales dacă apare un colaborator, un coleg, un fost partener sau parteneră, dar e mai mult problema pe bărbați, deci dacă apare cineva de sex masculin, din trecutul tău fugi țipând și nemai uitându-te în spate, ca să te ferești de foarte multe probleme. Și vedeți că s-ar putea să aveți niște probleme la mașină cu ventilatorul, cu electromotorul, tot ce înseamnă, nu sunt mecanic, dar tot ce înseamnă aer și ventilație de aer, poate să se strice, să se rupă, să explodeze. Pentru gemeni și marcajele pe gemeni. Rac, ascendentul pe rac și cei care au luna natală în semnul racului. Te rog, nu te dezamorsa, nu te desumfla, nu te pleoști. Dacă cineva vine și îți spune că nu se poate, că nu primește o aprobare, că nu se rezolvă cu hârtii și acte, sau pur și simplu strategia ta este greșită, nu te opri din demersul tău cu condiția să fii sigur în interiorul sufletului tău că vrei să faci lucrul ăla. Pentru că este o falsă piedică, e un fals blocaj, e un test al universului care verifică cât de implicat ești într-o anumită situație, cât de dedicat ești obiectivului și scopului tău. Leu, ascendentul pe leu și cei care au luna natală în semnul leului. Aici ai o mică problemă, că din dorința ta de a-i face pe tot și toate și de a face toate lucrurile să funcționeze într-un anumit fel, s-ar putea să încalci liberul arbitru al celor din jurul tău sau s-ar putea să vii cu niște pretenții exagerate și să impui un ritm de lucru absolut draconic unor oameni care nu sunt pregătiți, nu au chef și nici nu au vreun motiv să facă acel lucru, pentru că cel mai important din punctul meu de vedere, ca să-ți iasă un lucru, trebuie să ai motivație. Tu, la tine, nici măcar la tine nu există o motivație pentru comportamentul tău. În schimb, insiști într-o direcție doar de-a naibii că vrei tu să le arăți altora că poți. Dacă te-ai duce pe un pic de relaxare și nu mai vrei să demonstrezi și nu mai vrei să faci lucrurile așa cum îți imaginezi tu că ar trebui să se supună toți cei din jurul tău la ideile tale, hai să vezi că o să fie mult mai bine. Ce te mai rog este, dacă vei călători pe distanțe lungi, dintr-o țară într-alta, de pe un continent pe altul, ai grijă să ai viza, pașaportul, biletul de avion, locul în biletul de avion. Deci verifică un pic că pot apărea acolo niște încurcături. Și încă ceva, nu e o săptămână bună pentru cei care aplicați pentru o viză. Știu că în ziua de azi globalizarea nu mai are atâtea vize, dar dacă sunteți din acea categorie de lei pe care îi numărăm pe degete, care, nu știu, au un interviu la o ambasadă în obținerea unei ștampile, unei parafe, unei vize, vedeți că nu vrea prea vă iese, nu neapărat că primiți o respingere, cât poate fi și o amânare. Fecioara, ascendentul pe fecioară și cei care au luna natală în semnul fecioarei. La fecioare, problema este că aveți foarte multă susținere pe ascensiune socială și carieră, iar minusul și călcâiul lui Ahile vine din direcția în care tărăgănați lucrurile într-un mod teribil, încât pleacă trenul din gară și se mai duce încă 3 gări înainte, în timp ce tu încă te gândești, oare să mă sui în el sau nu? Deci vedeți că la voi pericolul în această săptămână este să vă gândiți, să vă codiți, să vă răzgândiți și iarăși să vreți din nou același lucru de prea multe ori și trece oportunitatea pe lângă voi.
Balanța, ascendentul pe balanță și cei care au luna natală în semnul balanței. Săptămâna aceasta, balanța riscă să arunce cu bani în stânga și în dreapta. Pe modulul, când este planeta exceselor, Jupiter, în acțiune, marele benefic, dacă nu-i ținut sub control, lucrurile o iau razna. Deci degeaba se suprapune marele benefic cu Venusul tău, guvernatoarea zodiei tale, dacă tu nu-ți folosești constructiv abilitatea de a face bani și te duci și cheltui pe motivul că vrei să impresionezi, că vrei tu să experimentezi. Deci, știi ce sugerez? Înainte de a te repezi să cheltui, să cumperi o bluză, să spunem că îți place o bluză foarte frumoasă, de designer chiar poate, foarte scumpă, ia-ți 48 de ore înainte de a da banii pe ea. Dacă după 48 de ore încă o mai vrei, cumpăr-o. Alminter nu. Deci riscul e că, mânat de entuziasm, riști să cheltui bani aiurea. Scorpion, ascendentul pe Scorpion și cei care au luna natală în semnul Scorpionului. Apare un blocaj în comunicare, apare o întârziere în semnarea unor acte, ți se spune nu într-o direcție unde sperai că vei primi toată susținerea. Și ce îți recomand e să ai puțină răbdare, pentru că nu este despre nu se poate, nu va ieși, nu se va soluționa, cât e mai degrabă Universul îți dă o amânare. Săgetător, ascendentul pe Săgetător și cei care au luna natală în semnul Săgetătorului. Cineva încearcă să te păcălească cu privire la niște oportunități financiare. Îți oferă, nu știu, o schemă piramidală, îți oferă niște câștiguri așa venite peste noapte și nu înseamnă că oamenii nu pot câștiga bani peste noapte. Înseamnă că săptămâna asta, pentru tine, nu e bine să te arunci în așa direcții. E o săptămână în care poți cădea victimă escrocilor. Doi, poți să uiți să iei un tratament, poți, din neatenție, nu că n-ai dori, dar vezi că dacă uiți, îți dai peste cap toată schema de reabilitare fizică. 3. S-ar putea să nu prea ai grijă de corpul tău și orice dietă ar fi, o dai de gard grațios pe motivul, lasă că de luni mă reapuc din nou. Acum eu nu pot să-ți spun, biciuiete, că nu pot să-ți spun asta, dar eu te avertizez că e riscul să oprești un lucru bun pe care îl făceai pe motiv că nu ești atent, că nu ai chef sau te-ai plictisit. Și pe urmă, evident că regreți. Capricorn, ascendentul pe Capricorn și cei care au luna natală în semnul Capricornului. Reține că de ce ți este frică săptămâna asta, nu scapi. Mai ales pe chestiuni juridice. Orice ține de parte juridică este prost aspectat. Dar nu e prost aspectat în sensul în care nu ți ies lucrurile, cât e prost aspectat pe modulul te-ai temut, uite că Universul îți dă să experimentezi. Deci, oricât de neagră ar fi o situație, încearcă să găsești raza de soare din ea ca să iasă, să se materializeze așa cum îți dorești tu. Și s-ar putea să fii acuzat pe nedrept sau să ți se pună în cârcă, să ți se pună în spate niște lucruri pe care nu le-ai făcut sau să ți se aducă niște acuzații nemeritate sau chiar să fii amendat sau tras la răspundere pentru ceva ce n-ai făcut. Îți recomand să te lupți ca leul în arenă pentru drepturile tale și să nu tolerezi aceste nedreptăți, pentru că dacă le tolerezi acum, se vor accentua, va fi, știi cum, un bulgăre de zăpadă care crește tot mai mare. Vărsător, ascendentul pe Vărsător și cei care au luna natală în semnul Vărsătorului. Nu gândești rațional ceva, nu faci un plan cum trebuie. Sau pur și simplu, atât de mult ai fost tras în toate părțile în ultima perioadă, că te-ai plictisit să mai te gândești la lucruri serioase și responsabile.
Și acum este săptămâna în care poți să, știi cum este expresia aia? Te neci la mal? Ai ajuns la mal și te neci. Bine, expresia e mai aia, dar nu vrem să intrăm în ceva ce nu-i politically corect. Deci te neci la mal. Exact asta, adică tu mai trebuie să faci un mic efort și treci puntea. Dar tu spui, nu mai pot, nu mai am resurse, nu mai am chef, cei din jur mă stresează. Nu, că te stresează cei din jur, nu că nu, e că nu mai vrei. Hai să recunoaștem. Ai grijă dacă te muți să nu zăpăcești lucrurile. Ți-aș recomanda, dacă trebuie să te muți, evaluează puțin pe cel care ți închiriază. Deci dacă, mai ales e vorba de a închiria, de a te muta într-o chirie. Evaluează puțin proprietarii, că s-ar putea să fie super bătuți în cap. Și vreau să înțelegi un lucru. Ei au nevoie de tine, nu tu de ei. Tu mai poți găsi. Tu mai poți găsi. Ei au nevoie de banii tăi. Deci dacă vezi că ceva nu-ți place la cel care ți-ar putea închiria un spațiu, un apartament, un pământ, un teren, nu închiria. Că o să-ți facă multe belele pe termen lung, o să-ți dea multe dureri de cap. Pești, ascendentul pe pești și cei care au luna natală în semnul peștilor. Săptămâna aceasta trebuie să te lupți de zor cu starea de melancolie. Trebuie să te opui factorilor care te-ar putea deprima. Nu permite Universului să îți dea numai gânduri negative, pentru că tu dictezi Universului ce vrei să primești. Fii un pic mai vesel, fii un pic mai sociabil. Uită-te și tu la o comedie să te relaxezi. Deci e foarte important să îți păstrezi starea de spirit cât mai sus ca să realizezi tot ceea ce îți propui. Și este o săptămână în care un șef sau o persoană aflată în autoritate va căuta sămânță de ceartă cu tine. Deci tu nu faci nimic și ăla vine peste tine cu iataganul. Încearcă să eviți confruntarea directă. Nu ești pregătit emoțional încă să intri într-un război. Încearcă, amână un pic, că de certat tot timpul avem timp să ne certăm. Numai că pentru tine, săptămâna asta nu e bună să faci așa ceva. Dragii mei, acestea au fost avertismentele săptămânii 13-19 martie. Dacă vă place ce se întâmplă pe acest canal, apăsați butonul subscribe. Să ne vedem cu bine și la alte postări și filmări și să aveți o săptămână cât mai liniștită. Pe curând!